Basme în limba română. Prințesa Rozet. A fost odată ca niciodată un rege și o regină care aveau doi băieți minunați și o fică ce avea un păr auriu atât de frumos încât oricine o vedea nu putea să nu o iubească. Când a venit vremea botezului prințesei, regina a invitat zână din toată lumea și a organizat un ospăț splendid. Mulțumim pentru minunatul ospăț! Îți cerem acum permisiunea să plecăm! Nu uitați de bunul vostru obicei! Spuneți-mi, ce se va întâmpla cu Rozet? Măria ta! Ne e teamă că Rozet va fi cauza unei mari nenorociri pentru frații ei! S-ar putea chiar întâlni cu moartea prin ea! Asta e tot ce am putut să prezicem pentru micuța ta fiică! Ne pare foarte rău că nu avem să-ți spunem ceva mai bun! Regele și regina s-au întristat. În următoarele zile, regele s-a consultat cu sfetnicii lui și cu înțelepți din diferite părți ale regatului, dar niciunul nu a putut veni cu o soluție. Între timp, regina plângea lângă leagănul micuței Rozet. Draga mea, se pare că nu avem decât o ultimă speranță. Regele i-a spus reginei că, într-o pădure mare de lângă castel, trăiește un bătrân pustnic și că oamenii vin de peste tot ca să se consulte cu el. Atunci să mergem la el să cerem sfatul. Poate el va ști cum să prevenim nenorocirile pe care le-au prezis zânele. Au plecat dimineața de vreme pe cai, iar oamenii regelui erau în spate. Când au ajuns la pădure, au descălecat, căci copacii erau atât de deși încât caii nu puteau trece. Și s-au dus pe jos către scorbura în care locuia pustnicul. Pustnicul i-a recunoscut pe rege și pe regină de îndată. Bun venit, rege și regină! Ce ați venit să mă întrebați? Regina i-a spus tot ce zânele au prevestit pentru Rozet și l-a întrebat ce ar trebui să facă, iar pustnicul i-a răspuns că trebuie să închidă prințesa într-un turn din care să nu o mai lase să iasă niciodată. Regina i-a mulțumit și l-a răsplătit. Apoi s-au grăbit înapoi la castel. Prințesa a fost închisă într-un turn înalt, iar regele și regina și cei doi frați mergeau să o vadă în fiecare zi, ca ea să nu se plictisească. Fratele mai mare era numit Marele Prinț, iar cel mic, Micul Prinț. Amândoi își iubeau foarte mult sora. Curând după aceea, regele și regina s-au îmbolnăvit și au murit în aceeași zi. Toate clopotele din regat s-au auzit. Toți erau foarte îndurerați, în special Rozet. Este timpul ca tu să preiei tronul. Ducii și consilierii l-au pus pe Marele Prinț pe un tron de aur și i-au dat o coroană cu diamante. Trăiască regele! Trăiască regele! Trăiască regele! Acum că noi conducem regatul, hai să o scoatem pe sora noastră din turnul ăla de care s-a săturat. Bună dimineața, dragul meu frate! Te rog, scoate-mă din turnul ăsta de care atât de tare m-am săturat! Hai să fugim din turnul ăsta urât și în curând regele va aranja o căsătorie pentru tine. Când Rozet a văzut grădina frumoasă, plină de fructe și de flori, cu iarba verde și fântâni scânteietoare, a fost înmărmurită. Wow! Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. Ce te amuză atât de mult? Ce e ăsta? E un păun. Minunată creatură! Declar acum că nu mă voi mărita niciodată decât cu regele păunilor. Dar, surioară, unde să-l găsim pe regele păunilor? Oh, unde dorești tu! Dar nu mă voi mărita cu nimeni altcineva. Regele și prințul s-au gândit cum să îl găsească pe regele păunilor. Au făcut un portret al prințesei care o descria foarte bine.
pentru că nu vrei să te măriți cu nimeni decât cu regele păunilor, vom pleca împreună în lumea largă să-l căutăm. În timpul ăsta, te rog, ai mare grijă de regatul nostru. Mulțumesc că vă deranjați atât de mult pentru mine! Promit să am mare grijă de regat! Regele și prințul au plecat de la castel. Regele și prințul au tot mers în locuri în care nu a ajuns nimeni niciodată. Au întrebat pe toată lumea în drumul lor. Îl cunoașteți pe regele păunilor? Dar răspunsul era mereu nu. În cele din urmă, au ajuns la un drum unde erau păuni în toți copacii, iar strigătele lor puteau fi auzite de foarte departe. Drumul îi ducea spre un oraș în care oamenii erau cu toții îmbrăcați în pene de păun. În curând l-au zărit pe rege, care mergea într-o splendidă trăsură de aur cu diamante strălucitoare și care era trasă de 12 păuni. Regele și prințul au fost încântați să-l vadă pe regele păunilor. Voi păreți străini. Cine sunteți? Sire, fratele meu e rege, ca tine, iar eu sunt prințul. Ăsta e portretul surorii noastre, prințesa Rozet. Am venit de foarte departe să te întrebăm dacă ai vrea să te însori cu ea. Inima ei e de aur și e la fel de frumoasă cum e părul? E de sute de ori mai frumoasă. Foarte bine! Mă voi căsători cu ea din toată inima și am să o fac foarte fericită. Va avea tot ce își va dori și o voi iubi foarte mult. Dar vă avertizez că dacă inima ei nu e la fel de frumoasă și strălucitoare ca părul ei, am să vă pedepsesc. Oh, bineînțeles, suntem de acord cu asta. Foarte bine. Mergeți în camerele de oaspeți și rămâneți acolo până sosește prințesa. Curând, Rozet primi o scrisoare de la frații ei în care îi spuneau că l-au găsit pe regele păunilor și că trebuia să-și împacheteze toate comorile cât de repede posibil și să meargă la ei, căci regele păunilor o aștepta pentru căsătorie. Regele păunilor a fost găsit! Și e gata să se însoare cu mine! Rozet a decis să lase regatul fraților ei în grija celor mai înțelepți bătrâni din oraș. Să aveți grijă de tot! Asigurați-vă că oamenii sunt fericiți până se întoarce regele! A plecat, luând cu ea doar pe slujnica ei, fiica slujnicei și cățelul ei verde, Frisk. Au luat o barcă și au pornit pe mare. Când Rozet și Frisk au adormit, slujnica cea rea l-a abordat pe barcagiu. Vrei să faci avere? Sigur că da! Bun, am să-ți dau 100 de monede de aur dacă mă ajut să o arunc pe prințesă în mare. Iar după ce s-a anecat, am să-i pun frumoasele ei haine pe fiica mea și o vom duce la regele păunilor, care se va bucura să o ia de soție. Gândul la cele 100 de monede de aur l-au făcut să fie de acord cu propunerea slujnicei cearea. Slujnica cearea, fiica ei și barcagiul au luat prințesa pe Frisk și cu pat cu tot i-au aruncat pe toți în apă. Din fericire, patul prințesei era umplut tot cu pene de pasăre Phoenix, care sunt foarte rare și care au proprietatea de a pluti la suprafața apei. Așa că Rozet a plutit mai departe, de parcă ar fi fost într-o barcă. Frisk, care s-a trezit brusc, a început să latre. A lătrat atât de mult și atât de tare, încât a trezit-o pe Rozet și toți peștii care au venit să înoate în jurul patului, lovindu-l cu capetele lor. Ne-au păcălit! Slujnica cearea și barcagiul erau deja departe, departe. Hai să ne grăbim înspre țărm! Trebuie să fim destul de aproape de orașul regelui păunilor. Fiica slujnicei a îmbrăcat rochia cea mai frumoasă a lui Rozet și a acoperit-o cu diamante din cap până în picioare. Barca ajungea acum la țărmul regatului regelui păunilor.
Când ea a coborât din barcă și escorta trimisă de către regele păunilor a zărit-o, păunii din escortă au fost foarte surprinși. Aduceți-mi ceva de mâncare, altfel vă voi tăia capetele! Nu doar că nu are părul auriu, dar e și rea. Ce mireasă pentru bietul nostru rege! Sigur nu a meritat adusă de la capătul celălalt al lumii. Convoiul a fost lung și a înaintat încet, iar fiica slujnicei stătea în trăsură încercând să pară o regină. Pălmuia și ciupea pe toți cei aflați aproape de ea. Între timp, Rozet și Frisk, cu ajutorul peștilor, au ajuns la țărmul regatului regelui păunilor. Mulțumesc mult, prieteni! N-am să uit ajutorul vostru și am să spun poveștile voastre tuturor! Ar trebui să ne grăbim! După tine, Frisk! Convoiul a ajuns la palat, unde regele păunilor aștepta alături de frații lui Rozet să o întâmpine pe prințesă. Falsa prințesă a coborât din trăsură și a lovit cu piciorul un păun! Pleacă din calea mea! Cum? Voi doi ziceți că sunteți rege și prinț? Îndrăzniți să mă păcăliți așa? Sora voastră nu are părul auriu și e limpede că nu e un om bun. Îmi propuneți să mă însor cu o creatură atât de rea? Dar ea nu e sora noastră. E o neînțelegere. Minciuni, minciuni și numai minciuni. Paznici, luați-i pe ei și pe sora lor și închideți-i în turn ca prizonieri. Stop! Rozet a alergat spre regele păunilor cu Frisk în spatele ei. A îngenunchiat în fața regelui. Oh, rege al păunilor! Eu sunt adevărata prințesă Rozet! Iar ea, îmbrăcată ca mine, e fiica slujnicei mele! Regele păunilor era în șoc. Rozet i-a povestit totul regelui păunilor. Paznici, luați slujnica și pe fiica ei, legați-le cu sfoară și aruncați-le în mare. Paznicii le-au dat drumul imediat celor doi frați. Le-au prins pe slujnică și pe fiica ei, când Rozet s-a întors spre regele păunilor și a spus: Oh, rege al păunilor, te rog, nu le face rău. Te rog, iartă-le, căci lăcomia a pus stăpânire pe ele. Dacă le ierți, sigur vor învăța din greșeala lor și nu vor mai face rău nimănui niciodată. Regele păunilor a fost foarte impresionat de bunătatea lui Rozet vis-a-vis de slujnica cea rea și fiica ei, în ciuda faptului că cele două au încercat să-i facă rău. A zâmbit. Nu doar părul tău e de aur, dar și inima e de aur, cum nicio altă inimă nu poate fi. Sunt foarte impresionat. Regele păunilor le-a iertat pe slujnica cea rea și pe fiica ei. Slujnica i-a înapoiat prințesei toate rochiile și bijuteriile și punguța cu aur. Regele păunilor a îndreptat semnificativ felul în care au fost tratați regele și prințul. Nunta a avut loc de îndată și toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, până și Frisk, care s-a bucurat de cele mai luxoase și delicioase gustări, a trăit fericit până la adânci bătrâneți.